Inteligența artificială este prima tehnologie pe care o avem, care este capabilă să ia decizii și să spună povești. Iar învățarea automată sunt sistemele care sunt antrenate să recunoască tipare și să facă predicții ulterior în funcție de exemple sau de alte date de intrare. Am fost antrenat pe niște seturi de date, acum primesc alte seturi de date și pot face predicții.